La mingea scoasă în zona liberă a lui Martac. Neguț. Neguț trece de Denoyer. Mingea ajunge la Florea. Florea! Gol! 1-1! Restabilește egalitatea Chindia în acest minut 63. La un minut după ce Lucasen putea face 2-0, Florea restabilește egalitatea. La ce s-a jucat în această a doua repriză, aș spune că este un gol meritat, cu amendamentul, repet, că Viitorul este în inferioritate. A foarte ușor depășit de Neuer și acolo este o minge deviată de Benzar. Ștearsă de Benzar, cred, care îl încurcă oarecum și pe Dobro Savlevici. Așa cât de bine, repet, cât de bine arăta meciul pentru Viitorul până la acea gafă a defensivului.